bucată de carton, carton de la o prăjitură, cred că e, da? Și avem un mileu. O să folosim chit de cuțit. Să iau încet. După ce s-a uscat chitul, am dat cu puțin șmirghel 320, foarte fin, adică, da? Ca să iau numai partea zgrunțuroasă, da? După ce am dat cu șmirghel, începem să colorăm. Întâi dau cu alb. Puțin clay făcut în casă, găsiți pe blogul meu rețeta, l-am ținut la frigider, o să adaug puțină culoare în el. Thank you.
Acum încercăm să asamblăm puteți face acasă oricând, luați prăjituri și nu aruncați cartonul de la prăjituri, mai ales dacă are o formă ca asta, tot de floare. Avem un bețișor și mai multe bețișoare mai micuțe și unele mai lungi. Să începem în felul următor. O să începem cu ăsta. Aici, așa, da? Da? Așa. Îl dăm pe ăsta așa, iar pe ăsta alt așa. Da? Așa. Următorul bețișor scurt. Îl punem aici, cam la jumătatea. La jumătatea ăstuia și sub ăsta lung și venim așa cu ăsta peste primul, ăsta la fel, așa, așa, da? Așa. Următorul îl băgăm pe aici, pe aici, da? Și o să-l dăm numai peste astea două. Să fie la jumătatea astea, îl dăm așa și așa. Da? Așa. Așa. Următorul aici și între astea. Da? Așa. Să fie așa. Da? Întotdeauna, deci, printre ultimile astea două. Facem până la sfârșit. O să tăiem ăsta așa, să-i dăm o formă de brad. Cu bronz.
de la o cutie. Cutie de puzzle. O să îl îmbrăcăm cu bucăți de hârtie de prosop. S-a uscat. Acum dăm cu vopsea neagră. S-a uscat ăsta. Acum o să-l dau cu lac azur. Decorațiune de perete tradițională cu multe flori, confecționată dintr-un carton de la platou de prăjituri. O altă decorațiune de perete care totuși spune o poveste. Sub clar de lună, un părinte își protejează întotdeauna copilul. Acum fiecare își pune povestea lui. Dar acest tablou, parcă așa îmi spune mie, este o decorațiune foarte ieftină pe care puteți să o faceți acasă, dintr-un carton, mai bine zis, din capacul unei cutii de carton de la pantofi, așa, cu câteva bețișoare de hârtie, puteți face această decorațiune. Este o decorațiune simplă, ieftină.